Ei, frumoasă, am ajuns. Cobori? Da, în 2 minute sunt jos, da. Ok, bine, bine, te aștept, te pup, pa, pa, pa. Ah, pe ăsta nu l-am încercat, ia să vedem. Hei! Scuze că am întârziat. Știu că e deja a 10-a întâlnire, dar voiam să fiu la fel de frumoasă ca la prima și de asta a durat așa mult. Să dublezi? Ei, ești culmea, cum să dublezi timpul care m-a așteptat? Hai, mergem? Merge, merge. Era să fac linie data trecută. Adică plecăm? Da, plecăm. Pornește mașina și hai să mergem. Ionuț, tu ești la volan. Aha, da, am stat în Anglia vreo 3 zile și m-am obișnuit cu volan pe dreapta. Vrei să conduci tu? Ca să te pot juca și să mă ignor tot drumul? Poftim, e pentru un prieten, nici măcar nu-i contul meu, îi țin contul cât el plecat, săracu. Ține foarte mult la el, e tot ce i-a rămas. Ok, fie, hai, dă-mi cheia. Ok, hai, mergi. Știi ce? Mă duc un pic până la baia, dar stau foarte puțin, adică să nu te apuci iar cu... Nu, trebuie, okay? Du-te liniștită, doamne, așa mă știi? Du-te liniștită, auzi la ea. Pe bune? Iar? Da, iar am făcut 21 la blackjack. Nu știu, cred că zodia mea e într-o perioadă foarte bună sau ceva. Auzi? Știi ce mă gândeam? Nu! Păi normal că nu știi, dar urmează să zic. Nu apăsa nimic aici, pentru că am deja 19 și pierd dacă mai trage o carte. Popă! Vezi ce ai făcut? Mamă, n-am avut deloc noroc tura asta. N-ai noroc la cărți, dar ai noroc în dragoste. Auzi? Vrei să mergem la tine? Da, fie. Acum chiar că nu se-ți mai dau ocazia să te joci. Da. Unde îți place? La casino. Ce? La gât. Pe gât. Da! A intrat pe zero, draga mea! A intrat pe zero la ruleta! Am câștigat de 36 de ori suma! Măcar spune-mi că ai oprit momentul ăsta romantic pentru că ai câștigat 1 milion de euro. 160 de lei, am vizat puțin. Dar, ideea e că trebuie să fii cumpătat și oricum nu joc pentru câștig, joc pentru distracție. Dă-mi asta! Știi ceva? O să-ți arăt cum e să stai și fără el și fără mine. Acum chiar că ești pe zero! Te joci și tu? Doamne, mereu mi-am dorit o prietenă care să aibă aceleași pasiuni ca mine. Auzi, mai pune și tu niște bani pe ăsta, că tot pariez pe zero de când am ieșit din cameră și efectiv nu am câștigat nimic, nu știu cum ai făcut. Nu mai ai niciun ban pe el. E important e să te distrezi, nu să câștigi. Atunci mai distrează-te tu vreo 2 ore și eu câștigul. Promit că îți las toată distracția. Drăguț,